Eu am ținut pe aia din dreapta cu Bruno și a ieșit aia din mijloc. Așa că aici familia venită de dincolo, nu știu ce rasă și cum. Hop. Te-ai pe aici mașini? Puțin. Stă-te în față un pic, eu acolo și după aia n-aș fi cu câte unul. Ei! Ei! Ei, ce nume ai pus, nu? Denisa. Denisa? Foarte frumoasă, Denisa. Aici aveți... domnul Daniel, da. Cu acești cai lucrați la pădure, așa-i? Se ia numai de frumusețe, nu lucrăm la pădure. A, îi țineți de frumusețe? Exact. Nu! No. Eu care știam că lucrați și la pădure. Nu ne permite să lucrăm la pădure cu cai așa frumos. Am înțeles. Ce asta, mă? Dă-mi și mie să-l vină pe ăla negru. Pe ea, pe negru. Aia soră cu Denisa. Ce că e brigadira. E foarte frumoasă neagră. Brigadira. Nu oriunde vezi așa neagră. După bani. Și asta e zi. După bani. O costa ceva, așa-i? 5500. Aici, pe asta, la altă prezintă. O prezint tu, domnul Daniel. Mânza lui Bruno. Mânza din Bruno? Da, mama e aici. Mama e Denisa. Asta e soră cu Denisa. Copiii nu vă băgați în cadru și înapoi, jos. Daniel, da. Zici că reclama asta e acum naturul viitorul? Da, da. Agrement în ciurleasa, plimbări cu ATV-urile, cu caii, cu trăsura, cu ce vrea lumea. Negrul meu adus din Polonia, Vector, 8 ani, un cal foarte blând, un reproducător, mă gândesc că la fel de ok ca și cât de blând. N-am niciun exemplar de pe el, că numai în primăvară l-am adus în februarie.
Da. Foarte frumos. Deosebit. Șase mii de cocon, dar pe el? Oi, oi, oi! Deci o grămăjoară mare, stai? Grămăjoară mare. A fost mică, că a fost ba mai mare. Și cum e? E bine să avem. Ca să putem să dăm. Eu, dar vreau să zic că... că e o plăcere a mea care... chiar dacă nu câștig nimic din treaba asta, măcar îmi împlinesc. Pieptul. Așa. Pieptul. Și vreau să zic că... inimioara. Exact. Și vreau să zic că băiatul tău exact. Are inimă ca a ta. Băiatul așa-i? Meu la 14 ani deja... A? Aici avem o afacere de familie. Sus. Aia se vede acolo pe poster. Da, plimbări cu ATV-ul. Iar la noi din coace, plimbări cine vrea cu cai, trăsură. Lucrăm și facem o afacere în familie. Dani! Dani! Și cum zisești, bă, băiatul, că îți plac mai mult cai decât? Deci îți plac mai mult cai decât îi plac lui, așa-i? Da, da. Bravo! Asta înseamnă că taică tu, când el e plecat, are bază în tine foarte mare. Și e, când, e adevărat? Și când nu-s plecat și el e acasă, tot băiatul se ocupă de tot cai. El, așa-i? Că dacă n-ar fi el așa, nici îți plac așa de mult... N-ai avea cai. N-aș tine, cred că ați la cai. Că pur și simplu nu am timp să ajung.